Partea noastră este cea mai mare investiție pe care omul poate să o facă este în copii și în educație. Pentru că aici copiii sunt asemenea aluatului, care sunt în mâna brutarului, care îl plămădește, îl formează și îl pregătește pentru a fi o pâine bună, a deveni oameni de nădejde pentru societate, pentru biserică. Felicităm pe domnul primar pentru implicarea de care dă dovadă în permanent de când a fost ales să slujească tuturor, că este toată la a ieșit cu majoritate covârșitoare, indiferent că este crud ca și an, dar Dumnezeu l-a înzestrat cu înțelepciune asemenea lui Solomon. Solomon, după ce a zidit templul lui Dumnezeu, Dumnezeu i s-a arătat și a vrut ca să-i mulțumească într-un anume fel. Și putea să ceară de la Dumnezeu orice, dar el a cerut un singur lucru. A cerut înțelepciune. Iar ca exemplu al înțelepciunii lui Solomon, odată două mame discutau un singur copil. Și atunci au ajuns inclusiv la rege ca să facă judecată. Iar regele a spus în felul următor. Toate revendicau copilul. A spus, dați-mi sabia. Și atunci mama cea dreaptă, adevărata copilului, a renunțat la copil. Iar regele Solomon l-a încredințat mamei sale. Și a dat dovadă de înțelepciune și de pricepere. Și toți îl admirau și îl respectau pentru aceasta. Credem că și noi în comunitatea noastră avem un rege Solomon cu ghilimele de rigoare și rugăm pe Dumnezeu ca să îi dea sănătate, lungime de zile și lucrările frumoase care se desfășoară în comună să continue. Mulțumim și Dumnezeu să ne ajute!